Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod pe motoped, bineînțeles, și un episod special pentru că nu o să fie un oraș, ci o să plecăm din oraș, ceea ce este excelent. Eu te ridicam mâna să semnalizez, Doamne, m-am țăcănit la cap. Of, Dumnezeule. Așa, și da, plecăm din București. Printre altele, hai să dăm drumul la episod, zic. La 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 la. Ia uite, biciclistul mergea pe invers, bineînțeles. Iată vin colindători, florile d-albe, noaptea pe la cântători, florile d-albe. Cineva a lăsat acum o lună un comentariu, frumos de altfel, mă rog, frumos, frumos redactat, bineînțeles, la comentarii de genul răspund cu cea mai mare plăcere, sau uite, dacă îmi dai o idee foarte bună, chiar dacă este o idee stupidă pentru unii, am să încerc să fac lucrul ăla, pentru că e o idee foarte bună. Practic, sugestia voastră este mai importantă decât multe idei de ale mele, care sunt absolut stupide. Și pe ce sunt astăzi? Ei bine, sunt pe un motoped, o să-i spun eu. Este un moped cu motor de 50. Un moped care nu este nici rapid, dar nici lent. Este un vehicul cu două roți, cu motor, cu număr de matriculare, cu care trebuie să mergi cu permis, adică categoria AM sau B. Așa, frânăm. Nu știu care e treaba. Deci telefonul ăsta Galaxy S, naiba pe băț care este, este absolut îngrozitor, sincer. I-am pus să merg pe jos pentru că vreau să iau drumul lateralnic de la DN1, care am înțeles de la Praxis. Dacă nu știți cine este Praxis, este un motovlogger foarte, foarte tare. Am înțeles de la Praxis că e foarte tare pe acolo, așa că în direcția aia merge. Doar că trebuie să băgăm benzină, printre altele, că nu mai avem benzină. Am făcut două plinuri în 1700 de kilometri, ceea ce spune multe despre consumul motopedului. 1,5% consumă, pentru cei care se întreabă. Sunt singurel, bing, bang, printre copaci, bing, bang, mă plictisesc, bing, bang, la semafor, bing bang. Mergem încet, nu ne grăbim nicăieri. Lejeranu, cum s-ar zice. După cum probabil v-ați dat seama, nu prea merg cu motopedul. Adică, cred că e folosit maxim o dată la o săptămână jumate, două. Dar îi scoate banii, cum s-ar zice, pentru că ajung oriunde vreau foarte repede. Nu mă ud la picioare, bine, dacă plouă e cam nasol, dar înțelegeți voi. În schimb, în București este foarte, foarte rapid. Mai rapid decât orice mijloc de transport, bineînțeles, mai puțin bicicleta electrică. Dar... Băi, deci nu te mai aprinde, trăiți-ar ție, nu te mai aprinde, nu mai vreau să știu ce faci, sincer. Pentru că mă vedeți schimbând vitezele, o să vă spun simplu că motopedul are 4 viteze, fix ca la motocicletă sau la Dacia, 1310. Una în jos și trei în sus. Mergem la deci uite și tu, a crescut benzina, uite, și scade acum, vezi? Băi, deci nu mai... abia aștept să scap de telefonul ăsta. Este absolut imposibil de trăit cu el. Și ați văzut? Benzina a crescut. Deci motopedul ăsta nu numai că e super ieftin și lejer, dar crește și benzina. Ia uite, a crescut din nou. Ideea e că atunci când înclin motocicleta, îi crește nivelul de benzină, că probabil senzorul ăla care un alta, uite că a scăzut din nou. Hai să-l hrănim pe motopedul. 1, 2, 3, ia benzina dacă vrei. Ne poprim la pompa 3 aici. Așa. Kill switch. Bam. Băi, deci nu te mai aprinde, prietene. Ce parte nu înțelegi din nu vreau să văd harta? Nu știu, cred că e problematic. Hai să luăm de aici ca să nu uităm. Am mai uitat odată telefonul pe motocicletă când am alimentat. Slavă cerului, l-am găsit, incredibil. Pentru că România nu se fură niciodată, știam. Asta era răspunsul, de fapt. Poftiți pe alte firmă? Nu, nu, e regulă, mulțumesc mult. Și eu mulțumesc, iar vă fac mâna. Te-ai pornită, da? Da, da. Zi frumoasă vă urez, să rămână. La revedere. Asta este al treilea bon de benzină, le păstrez pe toate. Pentru că alimentând atât de rar, practic ai o amintire. Că n-arată așa rău. Nu este nici dintre cel mai arătos, nu știu, vehicul, dar
Pentru un scooter nu arată rău deloc. În schimb, stickerul ăsta cu motorbike îi crește, pe lângă faptul că îi crește valoarea, îi crește și puterea. Am înțeles că dacă pui sticker cu motorbike, ai cel puțin 3 cai putere în plus, cel puțin. Față de bicicletă, unde cu siguranță viteza nu este la fel de mare ca cu acest motoped, sau cu o motocicletă sau mașină, acolo n-am emoții, pentru că știu deja ce trebuie să se întâmple, sunt deja, cum îi spune, obișnuit cu toate cele. În schimb, aici am emoții, am emoții, am emoții, pentru că este să se întâmple ceva pe la jumatea drumului, să habar n-am, chem platforma sau cineva fac, dacă se întâmplă asta. Doi, nu știu cum o să fie toată treaba. Și trei, opa, aici este roșu. Da, trei, mi-este frică, nu știu, într-un fel mă gândesc că n-am. Bine, eu am grijă de toată lumea pe două roți când sunt cu mașina, dar e de ajuns un idiot care să facă vreo gafă și nu e chiar ok. Pentru că motopedul ăsta nu este despre a merge pe drumuri principale, de a merge cu viteze de 45-50 km la oră pe drumuri foarte aglomerate sau pline de trafic, ci practic te relaxezi și mergi liniștit la drum lung, pe drum secundar, drum județean, unde nu te deranjează foarte multe mașini, unde ești tu cu tine, cu liniște și cam atât. Cam despre asta e vorba. Trebuie să recunosc că e foarte distractiv. Nu e la fel de distractiv ca cu bicicleta, dar e undeva acolo. Oricum prefer să fiu aici decât în mașină, cu siguranță. Cu bicicleta ești mult mai relaxat și poți să vezi mediul înconjurător, poți să te bucuri de priveliște. E mai... Mamă, deci bate un vânt din față și, din păcate, dacă bate vântul din față, va trebui să merg cu a treia. Că altfel, dacă nu, nu mai apuc să mai accelerez. Și asta nu e bine, că bate vântul din față. Asta înseamnă că vom merge doar cu vântul din față, ceea ce nu e deloc plăcut nici pe bicicletă și nici pe motoped. Sunt singurel, bing, bang, printre mașini, bing, bang. Mai am 28 de kilometri până la Ploiești, ceea ce din nou nu este rău deloc. Eu în general când merg cu bicicleta mă gândesc, băi, stai că am o medie de 20 și ceva de kilometri la oră. De urmare, 100 de kilometri înseamnă 4 ore de pedalat. În schimb, aici 4 ore înseamnă, cu o medie de 50 de kilometri la oră, înseamnă 200 de kilometri. Ce să mai? Ceea ce plană, plană, de două ori mai mult decât cu bicicleta. Nu știu ce mi s-a părut că scrie acolo, în loc de Brătășanca, că scrie Bălăceanca. Am luat o raznă cu Bălăceanca. Foarte multă varză pe aici, nu știu care e treaba cu varza. Vai, deci deja acum mi-este foame. Un cotor de varză, o salată de varză cu oțet și mărar și niște carne de porc cu puține grăsime așa, prăjită. Ah. Hai că mai avem. Wow, Valentino Rossi în acțiune, ia uite. Și mă depășește cineva. Hai să facem niște vacolize. A, E, U, Ș, W, Ț, P, R, Ț. Ce părăță bere am făcut eu acum. Sunt singurel, bing bang, printre copi bing bang, copaci bing bang. Și depășim. Aha. Semnalizăm înapoi. Mă rog, treapta, că revenim pe bandă. Și gata, printre altele, 99 de kilometri, urmează în curând 100, hai să vedem, gata, 100, sărbătorim, tocmai la ieșire din sătucul ăsta, Filipești de Târg sau ceva de genul. Tipul ăsta avea o navetă de bere pe bicicletă, clasic, la țară, merge. Doamna iese cu bicicleta. Sincer, îmi place foarte mult să merg pe drumurile astea secundare, pentru că, na, merg și cu bicicleta și sunt deja obișnuit. Am mai fost odată pe aici, trebuie să recunosc, când am fost spre Câmpina și m-a prins o ploaie tot așa, oribilă. Deci marele meu noroc este când merg cu motopedul, că mă prinde ploaia. Când merg cu bicicleta,
totul este ok. Hai schimbăm a patra să mai facem puțină liniște. Cineva spunea să-mi schimb toba la un moment dat. Și mi-au fost alții care mă întrebau de ce nu schimb toba, dar păi, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că vreau să fie liniște. Nu-mi plac tobele astea care fac multă gălăgie, care poate sunt eu mai bătrân, poate și nu înțeleg oamenii care au tobe care fac gălăgie. De ce? Adică da, am înțeles chestia asta, să fiu auzit. Șoferii să știi că se dau la o parte sau mă aud și pe mine cu chestia asta, bicicleta asta cu motor, practic. Iar tu crezi că nu se aude o motocicletă de 500-600 de centimetri cub? Crede-mă că se aude, adică nu trebuie să-ți faci griji. În plus, dacă un șofer nu vrea să te vadă, nu te vede nici cu toba, să știi. În plus, un motiv pentru care pentru mine funcționează motopedul ăsta este că prefer să conduc lucruri lente, rapid, decât lucruri rapide, lent. Nu-mi place chestia asta. Adică îmi place să, uite, chestia asta acum merge cu destul de mulți kilometri la oră pentru ce este. Și mi se pare foarte tare, adică simți că, nu știu, tremură, merge într-o parte. Uite-te și tu ce biciclistă genială. Am trecut și de Comarnic, mai avem vreo 60 de kilometri până la Brașov. Bineînțeles că partea cu serpentine va fi cea mai dificilă. Și aici, de fapt, este marea bubă a motopedului. Să sperăm că va avea putere să urce motopedul serpentinele. Sunt singurel. Bing. Oh, se apropie treaba. Serpentina, boss. Serpentina urmează. Aici nu-mi place mie. Va fi foarte problematic. Să sperăm că totul va fi bine. Am cuplat a doua și sper să pot urca. Urc cu 40, ceea ce e perfect. Din punctul meu de vedere, cu a doua 40 urcăm strună. Am cuplat a treia, merg cu 45. La deal. Da! Super mega tare. Totul este strună, îmi place foarte mult. Deși a pornit ca o chestie, ca un challenge bizar, chestia asta, în care, da, am vrut eu să demonstrez și altora, dar să-mi demonstrez și mie că se poate merge pe distanță lungă cu motor de 50 de centimetri cubi, adică nu trebuie să-ți faci griji. Clar, nu este la fel de confortabil și nu ești la fel de, nu mergi la fel de repede ca cu un motor de 125, 250, 500, 600 și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că, nu știu, nu poate fi distractiv. Ba da, poate fi distractiv. Trebuie doar să nu fii tu limitat din punctul de vedere cu imaginația. Suntem în Bușteni cu aglomerația de rigoare. Mai avem Azuga și apoi Predeal și coborăm spre Brașov. De abia aștept. Sunt foarte entuziasmat, pentru că momentan până aici lucrurile au decurs ok. Bineînțeles, na, îmi doream să pot urca mai ușor aceste minunate dealuri, dar n-a fost să fie, adică na, ce poți să faci? Nu poți să le ai pe toate. E cineva care a mers pe Transfăgărășan, a avut destul de mult curaj și a venit din Polonia până în România și a mers după aia pe Transfăgărășan. Ceea ce trebuie să recunosc, că trebuie să ai foarte mult curaj. Vă mai aduceți aminte filmul Tantalăul și Gogomanul, când dau aia doi dubă aia în formă de câine pe un moped, pe o micro motocicletă? Ei bine, în timp ce urcau ei prin munții Aspen, erau săraci congelați amândoi și tremurau de frig. Exact așa sunt și eu acum la Predeal. Dar trebuie să recunosc că sunt bucuros că totuși am reușit să urc până aici cu mopedul. Și acum cobor.
Ei bine, iată, ne ajungi la Brașov, incredibil. În momentul ăsta trebuie să recunosc că sunt foarte, foarte fericit, pentru că am reușit să demonstrez că poți ajunge fără probleme cu un moped de 50 la 168 de km de casă, cu o diferență de nivel de peste 1400 de metri. Drept urmare, ce pot să zic decât că sunt super mega fericit. Sunt extrem de fericit. Problema, în schimb, rămâne. Ce fac pentru că trebuie să mă și întorc acasă? Am lanevit în jur de 20 de minute aici în Brașov. Mă pregătesc să plec înapoi spre București. Spune aici că voi face 2 ore și 42 de minute. 3 ore din nou pe drum. Așa că țineți-mi pumnii. La întoarcere va fi puțin mai dificil, pentru că e posibil, de fapt mai mult ca sigur, voi prinde puțin și noapte. La întoarcere nu am avut parte de niciun eveniment. În schimb, am avut parte de niște peisaje incredibile. De fapt, tot drumul a fost lipsit de evenimente. Șoferii au fost foarte înțelegători și m-au depășit fără să mă incomodeze. 334 de km într-o zi, chiar și cu mașina, înseamnă destul de mult. Pe moped nu e mai rău, ci puțin mai greu. Poate că greutatea căștii, poate că geaca moto, poate că plictiseala au contribuit la oboseala mea de după călătorie. Nimic nu poate să înlocuiască senzația de a merge la drum întins, pe două roți, motorizat sau nu, mai ales cu scopul de a demonstra că se poate. Și am mers cu 25 de lei pe toată această distanță. Nici măcar dacă mă livram cu un curier, nu ieșeam atât de ieftin. Mopedul s-a comportat excelent. Pentru oraș și drumuri secundare, este în continuare genial. Ceva totuși m-a enervat. Lumina bordului este destul de puternică și pentru drum lung e obositor în întuneric, dar sunt sigur că nu a fost gândit pentru drumuri lungi. Mă bucur tare mult că mi-ați propus o astfel de călătorie. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți și, ca întotdeauna, sunteți geniali. Ne revedem în episodul următor. Salutare! Pa, pa! Nici vorbă să plec eu la Constanța. Nici vorbă. A, câtă apa pe jos.